Bine, este o declarație care poate fi interpretată. Eu cred că nimeni nu are îndoieli că Republica Moldova a avut de suferit și continuă să sufere din cauza acestui conflict transnistrean. Acum, în ultimul timp, grație relațiilor bune cu vecinii noștri din Ucraina, noi avem posibilitatea să controlăm frontiera pe lungimea segmentului transnistrian, dar până acum cunoaștem cu toții ce se întâmpla. Și atunci când vorbim de contrabandă, care a afectat direct economia Republicii Moldova și venea prin această regiune, ne mai vorbim de problemele de securitate. Lucru care se întâmplă și astăzi, toate aceste exerciții militare fără de sfârșit și care nu sunt coordonate în regiunea transnistreană, care încalcă flagrant toate înțelegerile pe care le-am avut până acum. Și este foarte stranie această declarație că Republica Moldova încă poate purta vreo vină pentru lucrurile care se întâmplă în această regiune.